Astăzi suntem în 7 februarie a anului 2010. Mulțumesc! Am vrut să spuneți dumneavoastră 2010, întâi ca să înțelegeți că nici nu ne-am obișnuit bine cu 10-le ăsta în loc de 9 și deja o lună și s-a dus din 2010. Ne ducem repede, frați și surori, călătorim cu viteză mare. În călătoria aceasta, prin 2010, Biserica Poarta Cerului și-a propus un deziderat. Dezideratul nostru pentru 2010 este care? Haideți să-l auzim. Să fim plăcuți Domnului. Mai zic o dată, Doamne ajută-ne! Amin. Sigur că în căutarea noastră de a fi plăcuți Domnului, găsim situații care ne nemulțumesc. Am fost atent la îndemnurile de la ora de rugăciune și fratele Cătălin spunea așa: ne-am propus să ne rugăm mai mult, că-i place Domnului să-și vadă copiii, că intră în odăița a rugăciunii, ca să stea de vorbă cu tatăl, nu-i așa? Ne-am propus să ne rugăm mai mult și poate că nu merge așa cum am vrea. Fratele Paul spunea că suntem chemați să ascultăm de îndemnurile Duhului. Și asta e un lucru care îi place Domnului. Dar adesea ne trezim că ascultăm de îndemnurile firii mai degrabă. Și mi-a plăcut mult ilustrația fratelui Paul, care spune așa: de câte ori nu se întâmplă, vii obosit, grăbit, te așezi pe pat și vine Duhul și spune: stai că nu te-ai rugat. Și Duhul te îndeamnă să te ridici și să te rogi. Firea zice: stai liniștit. Și de multe ori ne trezim oameni care ascultăm mai mult de fire decât de Duh. Ori în astfel de situații ne dăm seama că nu suntem ceea ce ar trebui să fim. Ori noi vrem să fim plăcuți Domnului. Acum aș vrea să citim împreună un cuvânt din Scriptură, care va fi afișat. Este vorba de 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 9. Haideți să citim împreună acest cuvânt al Scripturii. Este cuvântul lui Dumnezeu, este cuvântul pe care îl rostesc cei ce au ungerea lui Dumnezeu, cei ce îl caută pe Dumnezeu și vor să fie plăcuți lui Dumnezeu. Ia uitați-vă ce spune acest cuvânt și nu numai uitați-vă, haideți să-l rostim toți cu voce tare. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Amin. N-aș vrea să citesc contextul. Timpul este destul de limitat. Însă cred că versetul acesta este suficient pentru fiecare dintre noi să înțelegem că pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu, din partea noastră se cere ceva. Haideți să vedem ce. V-am lăsat să cugetați, sunt sigur că ați răspuns bine cei mai mulți dintre dumneavoastră, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, avem datoria să ne silim. Dar cum e asta? Să ne silim. N-am învățat noi că mântuirea nu se capătă prin fapte, ci prin har? N-am învățat noi că mântuirea este darul lui Dumnezeu? Ce silință? Spuneți-mi, vă rog, dacă un băiat se îndrăgostește de o fată sau invers, spuneți dumneavoastră, nu se vede automat în comportarea băiatului aceluia sau a fetei aceleia, nu se vede o diferență? Se vede, vă spun eu. Se vede. Ce se vede? Pentru că interesul celui care ajunge într-o astfel de stare și este îndrăgostit, interesul lui este să placă celui pe care îl iubește. Și pentru asta se silește, și pentru asta vine gelul, și vine piaptănul, și vine nu mai știu ce, toate cele ca să fie plăcut fetei aceleia. Și mi se pare ciudat că noi, ca și credincioși, uităm adesea
că dacă vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să ne silim să fim plăcuți lui Dumnezeu. Se cere din partea noastră silință, se cere din partea noastră efort. Scumpii mei, aici pe pământ, fiecare dintre noi avem silințele noastre. Cei ce sunt părinți aici, vă întreb pe dumneavoastră care sunteți părinți, vă bucurați când copiii dumneavoastră sunt silitori la școală? Sigur. Cei ce sunteți angajatori, să zicem că cineva este patron, vă bucurați dacă angajații dumneavoastră sunt silitori? Silința ne place tuturor. Numai că de foarte multe ori silința noastră este greșit orientată. Nu e rău să fii silitor la școală. Nu e rău să fii silitor la lucru. Nu e rău să fii silitor pentru binele familiei tale. Nu e rău să fii silitor să câștigi bani. Nu e rău să fii silitor să ai faimă, să fii cunoscut. Nu e rău. Dar toate aceste silințe într-o zi rămân aici. O singură silință rămâne. Rezultatele unei singure silințe au ecouri veșnice. Silința de a fi plăcuți Domnului. Cât de frumos spune apostolul Pavel aici, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Scumpii mei, în ceruri toate silințele noastre pământești nu mai valorează nimic. Însă silința de a fi plăcut Domnului, cu asta rămânem. Este o cântare care se cânta pe la înmormântări. Asta rămâne, nu veștejește. Ce pentru Iisus ai făcut, va sta. Dragii mei, de ce suntem chemați să fim silitori când este vorba de a fi plăcuți Domnului? Întâi pentru că noi toți suntem trecători pe acest pământ. Am început prin a vă duce aminte că deja am parcurs 38 de zile din anul acesta. Vreo 38 de zile deja le-am parcurs. Așa de repede trecem pe aici. Și ce păcat că ambițiile noastre și silințele noastre adesea se leagă doar de traseul pe care îl avem, de lucrurile pe lângă care trecem și care oricum rămân în urmă. Nu e rău, repet. E bine să fim silitori la muncă, e bine să fim silitori la școală, dar mai bine ca orice este să fim silitori, să fim plăcuți Domnului. Mai presus de toate silințele noastre, fie asta silința numărul 1 în viața noastră. E logic, nu-i așa? Să nu dai veșnicia pentru un moment, nu-i așa? Pentru lucrurile acestea trecătoare, nu e normal să le dai pe cele veșnice. Care dintre noi, pentru un moment de greu, e dispus să-și dea fericirea de o viață? Nu. Ci zicem, mai bine să-mi fie greu acum un pic, ca după aia să fiu în regulă. Numai că de cele mai multe ori rămânem dezamăgiți. Silințele noastre sunt ciudate. Gândiți-vă, dumneavoastră, sunt oameni care zic, voi învăța la școală, să învăț bine, să am o profesie în care să nu trebuiască să fac nimic, numai să stau ca boier. Și după ce ajunge la profesia aia, numai îl vezi că mi-a zis doctorul să fac exerciții, eforturi, trebuie să fac mișcare. Și îți dai seama că toată silința aia e zadarnică. Silința ta de a nu lucra e zadarnică. Pentru că Dumnezeu l-a făcut pe om ca să lucreze și să păzească. Ne înșelăm amarnic atunci când silințele noastre sunt greșit direcționate. Haideți să înțelegem în această zi și în tot anul 2010, așa cum ne-am propus noi, că pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu avem datoria
avem datoria să ne silim la asta. Scumpii mei, a ne sili să fim plăcuți Domnului, haideți să încercăm să vedem sau să căutăm plăcerea aceasta lui Dumnezeu, așa cum Scriptura ne-o prezintă pe două coordonate și fratele Matei tocmai a amintit aici un verset, eu am să amintesc două din același context, din Evrei de la capitolul 13, versetele 15 și 16, vă chem iarăși să citim împreună. Poate cuvântul acesta se va lipi de inima noastră și de mintea noastră. Evrei capitolul 13 cu 15 și 16. Haideți! Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac, îi plac, îi plac, îi plac. Lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ce fel de jertfe sunt acestea? Când zicem jertfă, nu uitați, asta presupune un cost. Când jertfești ceva, sacrifici ceva, asta presupune să renunți la ceva, să te cheltuiești cu ceva, presupune să te coste ceva. Ca să fii plăcut lui Dumnezeu, trebuie să aduci jertfe care îi plac lui Dumnezeu. Și jertfele care îi plac lui Dumnezeu spune în versetul 15 așa, prin el să aducem întotdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui. Este vorba de o jertfă care vizează relația noastră pe verticală cu Dumnezeu. Dar despre astea vorbea și fratele Paul și fratele Cătălin în ora de rugăciune și ceilalți care au dat îndemnuri aici. E vorba despre întreținerea relației noastre pe verticală cu Dumnezeu. Asta nu se face fără silință. Nu se poate, fără să te silești, să fii într-o bună relație cu Dumnezeu. Mă întorc chiar la doi tineri care se pregătesc de căsătorie. Gândiți-vă cât de bine e întreținută relația aceea dintre ei, dacă la un moment dat își propun întâlnire. Și când e vremea întâlnirii, stă flăcăul nostru cu mâna sub cap și zice, nu mă duc că plouă afară. Ce ziceți de relația aia? E în regulă? Frați și surori, vă rog să mă înțelegeți bine. Ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să ne silim. Și n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Când venim la casa lui Dumnezeu, noi venim aici de dragul lui Dumnezeu. Ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, să-i aducem jertfe plăcute lui Dumnezeu. Și vreau să vă chem în numele Domnului Iisus Hristos. Frații și surori, veniți să ne silim să ne întâlnim cu Domnul. Să ne silim să-L căutăm pe Domnul în odăița noastră, să ne silim să-L căutăm pe Domnul în adunarea credincioșilor, să ne silim să-L căutăm pe Domnul și să venim aici, zice, să aduceți Domnului jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Ne cheamă Domnul să ne silim să-L lăudăm pe El. Poate va zice cineva, Domnule, interesantă pretenția asta lui Dumnezeu. Am eu o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că Dumnezeu este mai mare dacă îl laudă Nelu Filip? Nici un pic. Dumnezeu este tot Dumnezeu și stă El pe scaunul Lui de domnie. Dar de ce ne învață Domnul să-L lăudăm pe El? Știți de ce? Pentru că prin firea noastră, prin îndemnurile firii, noi ca și oameni suntem ființe egoiste. Să nu spună cineva că El s-a născut altruist. Și gata să fie. De când suntem mici, vrem să apucăm pentru noi jucăria aia noastră și cealaltă aia noastră și așa mai departe și suntem în stare să intrăm în conflict cu ceilalți copii și cu ceilalți oameni, pentru că vrem pentru noi. Știți de ce ne cheamă Domnul să-L lăudăm? Tocmai ca să ne scape de egocentrismul acesta, care se instalează prin fire în noi, în oameni. Și ca să ne scape Dumnezeu, ne cheamă El să nu ne uităm la noi, ci să-L lăudăm pe Domnul. Să ne uităm la măreția Lui, să-L preamărim pe El. La asta ne cheamă Dumnezeu. Așa se întreține o relație pe verticală cu Dumnezeu, căutând locul în care poți să-L lauzi pe Domnul. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu de pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea
cum aleargă la casa lui Dumnezeu. Citiți Psalmul 42. Vedeți cum înconjurați de mulțime se duceau la casa lui Dumnezeu ca să aducă laudă lui Dumnezeu. Asta face bine. Cui? Întâi nouă. Pentru că asta ne pune în poziția de oameni plăcuți lui Dumnezeu. Sunt bucuros de toți aceia care fac eforturi în casa Domnului. Sunt bucuros de toți cei ce se silesc să cânte o cântare, să recite versuri, să folosească darul predicării și ceea ce le-a dat Domnul. Sunt bucuros de toți cei ce vor să pună umărul. Mă bucur de oameni care vor să postească, se silesc să postească, se silesc să se roage. Toate acestea n-au altă motivație decât aceea de a fi plăcuți lui Dumnezeu. Și vă spun încă o dată, singura silință care rămâne pentru veșnicie e silința de a fi pe placul lui Dumnezeu. Dragii mei, e așa de important să învățăm să-L lăudăm pe Domnul. Era o cântare veche, o știu eu, de pe vremea tinereților mele, care zicea așa, printre altele, precis familia Lăzăroi a cântat-o, și scapă-mă, Doamne, de mine. Adesea avem nevoie să fim scăpați de noi și de egoismul nostru și ne cheamă Domnul, veniți și aduceți o jertfă de laudă. Mai lăsați-vă pe voi la o parte, mai lăsați un pic la o parte interesele egoiste, mai lăsați duminicile acelea în care credeți că e bine să stați cu capul pe pernă, mai lăsați-le la o parte și veniți să lăudăm pe Domnul. La asta suntem chemați. Asta îi place lui Dumnezeu să vadă la noi. Apoi, să mărturisim numele Lui, așa spune. Să aducem o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Suntem chemați să mărturisim, asta îi place Domnului, să mărturisim despre El, să vorbim despre El. Observați dumneavoastră în conversațiile noastre cât de des folosim cuvântul eu sau persoana întâia singular, cât de la ea acasă în vorbirea noastră a fiecăruia. Și vrea Dumnezeu să ne scape. Ne cheamă Dumnezeu să învățăm să vorbim despre El și să-L mărturisim pe El. Când facem asta, aducem o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Și apoi, plăcut Domnului este să întreținem relația noastră pe verticală. Plăcut Domnului este să întreținem relația noastră pe orizontală. Și asta e foarte important. Versetul pe care îl citea fratele Matei aici, îl recitesc și eu și l-am citit noi împreună. Versetul 16 spune să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Adică vrea Dumnezeu să fim interesați de o bună relație cu El și de o bună relație cu cei din jurul nostru. Să fim binefăcători cu cei din jurul nostru. Câteodată ne oprim aici și suntem îndemnați adesea la dărnicie și în alte situații, ne oprim la versetul acesta și credem că binefacerea este numai când îi dai lui cuiva ceva. Știți că poți să faci o binefacere? Eu am întâlnit astfel de situații în care cineva mi-a spus cuvântul pe care mi l-ați spus atunci. Așa m-a încurajat și așa m-a ridicat și îți spune peste nu știu câtă vreme că un cuvânt pe care l-ai spus l-a ridicat. Și nu uita asta. Faci bine când te întorci spre cel de lângă tine și spui un cuvânt de încurajare. Faci bine când te întorci spre cel de alături și spui vreau să mă rog pentru tine săptămâna asta. Acestea sunt jertfe plăcute lui Dumnezeu. Trebuie să ne pese de alții, să fim interesați de ceilalți, să întreținem relația aceasta pe orizontală, să ne pese de cei mai necăjiți ca noi, să ne pese de cei ce trec prin felurite încercări. Numele bisericii noastre este Poarta Cerului. Ieri vorbeam cu un păstor la telefon și a făcut o mențiune care mi-a dat de gândit și a zis, hei, voi de la Poarta Cerului, era un păstor din Bihor, zicea, voi de la Poarta Cerului, nu uitați că sunteți chemați să coborâți la porțile iadului. Stă pe loc și am zis, wow. Dar am zis, ce adevărat a zis. Suntem chemați să coborâm la porțile iadului, să smulgem de acolo pe semenii noștri, să ne pese de ei. Nu să stăm liniștiți zicând, mulțumim ție, Doamne, că ne-ai mântuit, că ne-ai adus pe calea ta. Avem datoria să ne pese de cei din jurul nostru. Avem datoria să-i căutăm pe oamenii aceștia. Sunt atâția în jurul nostru, dragii mei. Atâția sunt, la orice pas. Stăteam ieri aici, mă duceam spre mașină și
se oprește în fața mea un om, zice, domnule, n-aveți cumva o țigară? Și zic, nu, domnule, sunt pocăit. Și a zis, a, pocăit. Și mă lasă și îl văd că pune mâna pe clanța de la intrare aici, din spate, și era și fratele Dani Cristi acolo, și am zis și unul și altul, dar ce faceți, pe cine căutați? Și că-i caut pe frații cerului. Am zis, eu sunt fratele cerului. Vedeți, sunt oameni necăjiți la tot pasul, oameni care au nevoie de un cuvânt de încurajare. Veniți astăzi la 2:30, 2:30, frate Vasile, nu? Sau 2:30. Veniți să vedeți câți necăjiți vin aici ca să caute un blid de mâncare. Li se pune înainte o porție din cuvântul lui Dumnezeu și li se pune înainte un blid de mâncare. Toate acestea ce scop au? Să dovedim că ne pasă de cei din jur. Asta îi place Domnului să vadă. Să vadă că îl căutăm pe el, lăudând numele lui în adunare, dar să ne vadă că ieșim din adunare, până la porțile iadului, dacă trebuie să-i smulgem pe păcătoși, să ne ducem la necăjiți și să le fim de folos, să facem o binefacere. Atunci vom fi plăcuți lui Dumnezeu. 2 Corinteni 5:9. Haideți să ne ridicăm și să citim acest cuvânt. 2 Corinteni 5:9. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Amin. Îl știm pe de rost? Haideți să-l mai citim o dată, că după aia îl zicem pe de rost. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă. Amin. Domnul să mă ierte că nu l-am știut. Haideți să stăm acum înaintea Domnului și să-i cerem harul de a fi oameni lipsiți de egoismul acesta care ne face să căutăm să ne plăcem nouă și să zicem, Doamne, dă-ne harul să-ți fim plăcuți ție. Haideți să stăm în felul acesta înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem acest har și apoi să-i mulțumim pentru ceea ce ne-a dat el astăzi. Amin. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Amin.
pisat, 2 Corinteni 5:9 spune: de aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Amin. Domnul să ne ajute la aceasta, iar pe dumneavoastră să vă ajute Domnul să aveți o după-amiază binecuvântată. Însă nu uitați, adevărata binecuvântare e împărtășia de la ora 18 în casa lui Dumnezeu. Mulțumesc pentru participare.